Prima săptămână de când s-a dat startul sistemului de garanție returnare arată bine, iar românii îmbrățișează ideea reciclării. Câți români au reciclat prin nou sistem de garanție returnare și ce urmează, aflăm în minutele următoare chiar de la ministrul mediului, care este în direct cu noi, domnul Mircea Fechet. Bună ziua, mulțumim tare mult că sunteți în direct prin telefon. Bună ziua! Bună ziua, cu mare drag! Haideți să vedem ce arată datele, domnule ministru, pentru prima săptămână de reciclare. Câți români au reciclat? Câte deșeuri? Ce cantitate a fost reciclată, dacă aveți aceste date? Încă nu avem aceste date centralizate, dar este foarte adevărat că una dintre particularitățile acestui sistem este aceea că ne permite să avem informații în timp real. Spre deosebire de modul în care calculăm astăzi țintele de reciclare la Administrația Națională de Protecție a Mediului, respectiv calculăm ceea ce s-a întâmplat cu 2 ani în urmă, pentru că atât durează să centralizăm toate acele informații, Returo în viitor va furniza aceste situații la zi. Pot să vă spun că au început deja să apară pe raft produse SGR. Nu vreau să pronunț numele comercianților, pentru că știu că această reclamă... Cifrele ne interesează, domnule ministru. Ne așteptăm în luna decembrie să avem un volum de 2% din ambalaje să fie aferente sistemului garanție-returnare, iar acest procent va crește până în luna iunie anului viitor la 100%. Asta înseamnă că pe măsură ce se epuizează stocurile existente, pentru că apa minerală, spre exemplu, în cea mai mare parte e produsă acum 2 luni sau acum 1 lună sau acum 6 luni, când nu exista sistemul garanție returnare și nu ne propunem să readucem în fabrici pentru reetichetare toate bidoanele cu apă. Domnule ministru, vă rog. Ne uităm puțin la date și acestea arată că suntem codașii Europei în privința reciclării. Mai exact, avem un procent de 12% când vine vorba despre reciclare. În opinia dumneavoastră, credeți că acest sistem, de exemplu, ar putea funcționa? Cum îi atrageți pe români să recurgă la această metodă de garanție returnare? Să știți că metoda n-am inventat-o noi. Metoda este aceeași în toate cele 13 țări din Europa unde există astfel de sisteme și românii vor fi încurajați să-și recupereze cei 50 de bani pe care îi plătesc garanție, aducând înapoi la magazin sau la orice magazin din România bidoanele goale. Că vorbim de peturi, că vorbim de sticle, de doze de aluminiu, este neimportant. Dacă ei nu vor face și vor arunca, cum se întâmplă, din păcate, astăzi. Le vedem pe marginea drumului, le vedem în păduri, le vedem aruncate prin lacuri și prin râuri. Sigur, altcineva, persoane mai nevoiașe, le vor lua și le vor duce la un aparat de colectare și vor recupera banii. Asta înseamnă că ne așteptăm ca sistemul să aibă niște rezultate extrem de pozitive și tocmai din acest motiv am scris în lege și există penalități dacă aceste ținte nu se îndeplinesc, că de la 12% cât reușim astăzi să colectăm separat, sistemul își propune să recupereze din cele 7 miliarde de ambalaje puse pe piață anual în anul 2024 65%, în anul 2025 80% și începând cu anul 2026 peste 90%. Acestea sunt țintele scrise în lege și pentru fiecare PET sub aceste ținte, sistemul va plăti o penalitate egală cu dublul garanției, adică 1 leu pentru fiecare bidon nerecuperat dacă nu-și face ținta. Vă imaginați că va exista... Și eu sunt convins că va funcționa. Va exista un progres semnificativ, un progres extraordinar,
dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă astăzi cu colectarea separată a materialelor reciclabile. Mircea Fechet, domnule ministru, numai puțin, dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare pe un alt subiect, profitând că dumneavoastră sunteți aici în legătură directă cu noi. Sigur că da. Știm că există un deadline venit din partea premierului Marcel Ciolacu referitor la reorganizările în ministere. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aveți schema completă, pentru că se apropie acel termen. Vedem și premierul Marcel Ciolacu se întoarce din vizita din Statele Unite ale Americii și așteaptă toți miniștrii să vină cu propunerile de reorganizare. Aveți schema gata și cum arată? Să știți că am discutat deja cu colegii mei din guvern. Avem o arhitectură pregătită și în luna decembrie voi veni în guvern cu ordonanța de urgență și cu hotărârile de guvern necesare pentru reorganizarea ministerului, așa cum am discutat. Voi fi, sper eu, unul dintre primele ministere care va pune în aplicare această legislație. Dar cum arată această schemă? Concret? Câte instituții câte vor rămâne și câți angajați? Câte posturi de conducere vor dispărea? Pot să spun la acest moment că ne propunem să fim foarte ambițioși la categoria eficientizare a activității ministerului. Asta înseamnă că, pe de o parte, vom simplifica foarte mult procesul. Am mai spus-o și în trecut. Astăzi există în cadrul Ministerului Mediului nenumărate agenții și autorități care emit tot felul de avize și autorizații. Și cetățenii sunt purtați pe drum de la un ghișeu la altul, de la o instituție la alta, în loc să facă o singură operațiune online. Nu trebuie să mergem la vreo instituție într-un portal electronic, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care mi le propun. Bineînțeles că asta vine la pachet și cu o debirocratizare și o digitalizare a instituției și cu siguranță dintre posturile de conducere, multe vor dispărea. Este ceea ce vă pot spune la momentul acesta și totodată vă pot promite că nu va mai dura mult până voi veni cu o concluzie concretă în acest sens. Și unde vor merge oamenii din aceste posturi de conducere care vor dispărea? Pleacă din sistem? Se mută pe alte funcții? Am mai spus faptul că îmi doresc foarte mult ca niciun angajat din Ministerul Mediului să nu-și piardă pâine. Eu cred că și așa trăim o perioadă foarte complicată și cred că o astfel de reorganizare, chiar dacă unii nu vor mai fi directori și vor trece pe poziții inferioare, dar o astfel de organizare nu ar trebui să lase niciun angajat pe drumuri, la fel cum sper ca niciun angajat să nu plece acasă cu mai puțini bani decât ea deja, pentru că nu se îmbogățește nimeni de la Ministerul Mediului. Și agențiile pentru protecția mediului. Foarte scurt, domnule ministru, care e suma practic pe care sperați să o economisiți în urma acestor reorganizări? O să vin cu o propunere și de arhitectura instituțiilor și cu calculele matematice făcute la momentul potrivit. Le așteptăm aici în exclusivitate la B1 TV.